Da, suntem moldoveni, cu asta ne mândrim. În Moldova ne-am născut, aici o să trăim. Orice s-ar întâmpla, mereu eu voi rămâne, voi rămâne, voi rămâne, voi rămâne, voi rămâne. Orice s-ar întâmpla, asta e casa mea. De ce să înveți o limbă în străinătate, când pot să nu înveți o limbă în străinătate? Ok, sunet este, imagine este. Aruncați câte un like, aruncați câte un comentariu, hai să ne spuneți care e geografia. Opa! Care e geografia acestui live, care ești de pe unde mă salută. Eu sunt la Montreal. M-am lăudat săptămâna trecută că s-a încălzit, dar degeaba, pentru că iarna canadiană nu curuță pe nimeni, iarăși e minus 27, dar răbdăm. Răbdăm pentru că magia sărbătorilor și căldura chipurilor unor specimeni de politicieni din Republica Moldova ne face pe noi să ne simțim cald oriunde am fi pe această planetă turtită de dor. Prieteni, eu zic de luni și de la o luni eu știu că de obicei nu strag totaluri, dar ar fi trebuit, ar fi trebuit. Pentru că am avut un weekend șerbinte, șerbinte, șerbințele, că ni s-au adus cartoșerele și ieșeau aburi din trân și nu puteai să guști imediat din trânsele, pentru că erau șerbințele, dar erau așa de gustoase, cu mărăraș presurate, cu fundații de levaiți de desubt, că n-am putut să nu ne gustăm. Am gustat, ne-am fript de limbă și am vrem să povestim cum ne-am simțit. Sunt oameni, perfect, ne-am conectat. Dragii mei, vreau astăzi să, nu știu câți din voi au văzut asta, dar vreau să vă ofer iarăși un screening la niște materiale superbe, care pe mine m-au atins. Mâna sus și un like și un da mai jos în comentariu. Cine a văzut sărbătoarea, frumoasă sărbătoare, de la Nisporieni, care a fost live pe Facebook, live la televiziuni, la Nisporieni, ați auzit? Artiști cu renume, Antonia, Trei Sudist, Carlos Dreams, oaspeți de la capitală au venit pe scenă, dar și vă povestesc eu tot atât. Blin, mai gine vă arăt. V-am pregătit azi de materiale frumușele, frumușele. Hai să începem. Eu, prima ce am văzut asta era un reportaj, pentru că eu caut pe site-uri, știi? Și am văzut asta. Concert grandios în orașul Nisporeni cu participarea a 10 de artiști din țară. Tiho! Concert grandios în orașul Nisporeni cu participarea a 10 de artiști din țară și din străinătate. Ei, nu, e. Am zis să pornesc VLC-ul, nu e ca cui trebuie, Andrei. Stă sute de oameni, stă și te urmăresc pe tine și tu ai glucuri în emisii, pentru ce? Concert grandios în orașul Nisporeni cu participarea a 10 de artiști din țară și din străinătate. Spectacolul a atras peste 10.000 de oameni din toate colțurile țării. Evenimentul este urmărit de colegul nostru, Sergiu Gurdiș, care este la Nisporeni. Sergiu, bună seara! Ce vedeta unciți publicul? Extraordinară de anul nou festival vechi aici la Nisporeni. Concertul durează de mai bine de 4 ore. Mii de oameni sunt încântați de prestația artiștilor. Superb concert, ca să înțelegeți cât de entuziasmat eu eram când am văzut acest video. În momentul în care a apărut acest video, eu l-am downloadat ca să pot să-l pregătesc. Mă gândeam să fac un material preînregistrat, dar am ales să fac un live pentru că e tare mult de povestit aici. Ca să înțelegeți cât de entuziasmat eram, eu am numit acest file când l-am downloadat Concert Grandios Iobana. Eu, pe mine chiar m-a atins asta. Ca să nu mergem mai departe și să nu trădesc toate secretele, m-am uitat la tot materialul ăsta, am văzut formația Lume, am o să ajungem și acolo, și după asta am văzut că a venit oaspeți la Chișinău. Eu credem că e doar concert. Carlos Dreams, Antonia, un alta, pe urmă, pe scenă. Astăzi, în scenă, alături de mine, cum spunea și domnul prim-ministru, fac tot posibilul ca Republica Moldova să se schimbe. Un oaspeți la Chișinău și mine asta m-a atins. Și după asta eu am căutat în înregistrări lungi, am găsit pe pagina Canal 2, pe pagina Publicii, privesc eu Moldova, o translat, o parte din asta, o translat, să zis asta, și vreau să vă arăt și vouă. Pregătiți-vă, chemați rudele, chemați neamurile, pentru că e foarte important să vedeți asta. Zeci de mii de oameni au văzut asta live, în fața ochilor lor, la Nisporeni. Dar noi, sărăntoșii, care ba suntem plecați departe, ba suntem la capitală, sau poate ieri duminică n-am făcut drum până la Nisporeni, trebuie să vedem asta, trebuie să fim martorii acestui spectacol. Așadar, voi ați văzut filmele cu cu împărați, cu Iulius Cezar care intră în Roma. Țineți minte. Intră împăratul, lumea îl aplaudă, spectacol foarte mare. Sau stă câte un rege în caretă, așa câte o regină și se uită la plebe, cum îi aplaudă, cum zângănesc din instrumente muzicale, cum hăiesc și urlă de bucurie că vine liderul peste dâns. Ați văzut asta? Apa asta nu-i doar în filme, asta se întâmplă și în realitate.
La Nisporeni. Hai să vedem. Raionului Nisporeni, domnului Genar. Rămâți la Nisporeni. Azi aici, la Nisporeni, uite, vin la sărbătoare oaspeți mari, domni de onoare. Salutăm prezența înalților oaspeți. Doamnelor și domnilor, băi, bă, camera tremură, tu îți dai seama de la barabanile astea. Pe bune, parcă vine Iulius Cezar la Nisporeni. Ne spunem bună seara și bine ați venit! Prim-ministrul Republicii Moldova, domnul Pavel Filip. Scuzați, o remarcă. Băiatul, prezentatorul, domnul care prezintă, Victor Nofet se numește. Noi obișnuim să fim și colegi la jurnal o perioadă. Victor, dacă urmărești acest live, tu din cauza frigului de afară, așa de impozant erai. Pentru că tu strigai domnul Pavel Filip, dar trebuie să-ți amintești că domnul Pavel Filip este la fel de muritor ca și toți noi. Are o burticică în curicică și în plus trăiește din banii contribuabililor. Nu e necesar să strigi... sau poate ți-o șerut cineva. Lămurește-mă, dacă Victor sau cineva care o cunoaște pe Victor urmărit asta, lămuriți-mă să înțeleg cum s-a întâmplat asta. De ce trebuie să strigi că vine oaspete de onoare? Cam, Pavel Filip, încă un om ca te-ți noi, a venit la Chișinău. În plus, pe banii tăi a venit la Nisporeni, pentru că a venit, sunt sigur, cu mașina de serviciu, nu de banii lui. Nu a venit la Piața Centrală să cumpere bilet la autobuz. Președintele Parlamentului... Cu torciuri, cu foc, cu barabani, oho! Scuzați, poate eu să aleg străin de asta, poate eu de mult n-am prezentat corporativ, dar pentru mine acest spectacol este uimitor, sper că și pentru voi. Republicii Moldova, domnul Andrian Candu. Pentru Candu nu tare urlat. Sănătate pentru ministrul educației, culturii și cercetării al Republicii Moldova, doamna Monica Babuc. La mulți ani ex-președintelui raionului Nisporeni, domnului Vasile Pâtcă. La mulți ani cu să... Atențion, stai puțin. Eu l-am văzut aici pe... Voi nu vedeți, că nu-i tare clară imaginea, poate pentru unul dintre voi. Dar să știți, aici stai Eugen Nichiforciuc, deputat PD. Acolo în spate... Țuțu, ia că toți, vede Țuțu foarte gine. Mușa să-l vedeți pe Jăzdan, dar nimeni dintre ei nu a fost anunțați. Prezența lor nu a fost anunțată. De ce? De ei îi spar la fel de importanță. Am uitat să vă spun. Evenimentul e organizat de Fundația de Caritate a lui Vlad Plahotniuc, Edelweiss. Ori fundațiile de caritate în Republica Moldova nu se implică în politică. Niciodată. Lui raionului Nisporeni, domnului Genadie Verdeș. Jăzdan, ia uite-o. De asemenea, mulți ani primarului orașului Nisporeni, domnului Grigori Roibu. La mulți ani și sănătate! Salutăm prezența domnilor voastre și vă spunem bun venit aici la Nisporeni. Eu, de exemplu, dacă eram Jăzdan și știu că eu vin la o asemenea sărbătoare, eu m-aș simți o leacă, băi, come on, eu știu, să și arată la căruță? Sunt ministru! De minister, ministru care nu a fost apropo dat afară mult la altul și la alți ministri. Ministru care e de mult și-a descoperit foarte multe fete care în podiezde fumau narcomacele, drogurile, din sticla butilcele. Înțelegi? Și pe desul nu l-a anunțat nimeni, el nici pe scenă n-a urcat. Jalcă cacta, blin. Ne amintește de multe lucruri, ne amintește când a început Plahotniuc să anunțe despre schimbări în poliție, că polițiștii nu o să mai oprească fără motiv. Eu luat pâine, eu luat vorba din gură lui Jăzdan. De ce? Ceva e nitos, ceva, ori el greșește, ori el rabdă acest chin, acest subjugare. Acest oraș fantastic, cu oameni frumoși și sănătoși. Eu, apropo, sunt în necunoștință de cauză. Eu n-am fost niciodată la Nisporeni. Eu am cunoscut cel puțin un om la Nisporeni, Gheorghe Eftodiu, moldovan din Vermont, patron a emisiunii Lumina, om cu care m-am văzut alaltă ieri, dacă nu greșesc. Gheorghe ne-a zis că la Nisporeni, într-adevăr, sunt vijenii. Nisporeni e un oraș foarte fain, fantastic, pe alocuri. Dacă mai există oameni care au rude pe acolo sau oameni din Nisporeni, confirmați mai jos în comentarii. Care e atmosfera? Cum e lumea la Nisporeni? Ia mai întâlneți, măi! Așa sunt
ne întâlnați oaspeții de onoare aici, la Nisporeni. Bună seara și bine ați venit! Samu, trecem la șireșelile de pe tort, pentru că nu-i doar șireasă, îți șesă șireșele pe un tort frumos. Se întâmplă o sărbătoare la Nisporeni. De Sfântul Vasilii, anul nou pe vechi, numiți-o cum vreți, ajunul zilei lui Mihai Eminescu. Se întâmplă o sărbătoare foarte mare, vin artiști de peste tet, cântă, huiesc, hăiesc sau cum asta se mai cheamă, dansează și vin oficiali de la Chișinău. Din întâmplare sau nu, nu știu cum acești oficiali sunt, sau majoritatea fac parte din același partid. Întâmplător sau nu, președintele Consiliului Raional Nisporeni și el democrat. Ales unanim din întreg Consiliu. Da? Despre asta nu grăim. Și că nu știu cum tot asta se întâmplă pe scenă și noi tolerăm, noi răbdăm. E sărbătoare, pe ce am zis? Dar organizator și nii? Fundații de Caritate Vlad Plahotniuc Edelweiss. Tăt spu, tăt să leagă, așa? Nu există nicio neclaritate în tot asta. Și amu, să încep speech-urile oficialilor, ca de obicei. Cea mai plicticoasă ne-ar părea nouă parte dintr-o festivitate ca asta. Dar, colac peste pupăză, noi nu ne plictisim, pentru că auzim niște perle din nitochim. Așadar, primul? Hai! Victor, anunță! Tare, scumul toți! Domnilor și domnilor, Pavel Filip, prim-ministrul Republicii Moldova! Stăpâne! Te ascultăm, stăpâne! Stimați prieteni, dragi locuitori ai Nisporenilor, vă spun bine v-am găsit, sunt încântat și foarte bucuros să fiu astăzi alături de dumneavoastră și sunt recunoscător pentru invitația pe care mi-a lansat-o domnul Vlad Plahotniuc, președintele Fundației Edelweiss, care, cu părere de rău, cu regret, din motive obiective nu poate fi astăzi. Și s-a întâmplat? S-a necat cu jin de 3 euro? Cum a... Și s-a întâmplat? Băi, și i-ați făcut, ei! Nimeni, anunțați repede cum se simte domnul trompetistul. Alături de dumneavoastră, dar m-a rugat numai decât să vă transmit și eu sunt sigur de acest lucru, că întotdeauna va fi alături de dumneavoastră, oh my God, de pământenii lui, și la bine și la greu, și dumneavoastră o să simțiți această energie pozitivă care vine din partea acestui om. Dragii mei, nu vă întristați că nu a venit la voi Vlad Plahotniuc, pentru că voi și fără de însu simțiți energia pozitivă. Și asta ne spune omul care-i Pavel Filip, care știe că o bună parte, cea mai mare parte din cei a căror nume este menționat în raportul Kroll, sunt oameni onești. Vlad Plahotniuc este un focar de energie pozitivă. Mulțumim purtător de ochelari roz. Poate el de asta e mereu așa trist și obosit, pentru că-s grei ochelarii ăștia. Scoate-i nahui! Cu cel mai adânc respect, te rog, domnule Pavel Filip, vezi alea că altfel lucrurile. Ei, dar cine suntem noi, el zi? Stepeno! Pavel Filip! Așadar, primul am avut, prima perlă am avut-o, prima mulțumesc lui Vlad Plahotniuc. Mergem mai departe. Doamnelor și domnilor, Adrian Candu, președintele Parlamentului Republicii Moldova. Bună seara, Nisporeni! Zdarova, stand-up comedian! Frumoase sărbători de iarnă sunt frumoase, deoarece avem ocazia să stăm alături de cei dragi. Și eu mă bu... Și tu stai alături de cei dragi, o să înțeleg. Asta e namiocul sau și vrei să spui? Ok, mergem mai departe. Mă bucur și sunt onorat să fiu și eu astăzi alături de voi, așa cum sunt și colegii. Și cu această ocazie, dați-mi voi și mie să mulțumesc organizatorului, unul dintre cei mai importanți organizatori, președintele Fundației Edelweiss, domnului Plahotniuc, care într-adevăr astăzi nu a reușit să vină aici din mâini. Cum nu reușit să vină? Prieteni, care e la Chișinău, mă, urgent, fășeți-ne o favoare, mergeți pe strada bulgară, vedeți dacă nu sunt urmi de sânge pe jos. Și s-a întâmplat, deși nu a reușit Plahotniuc să vină la Nisporeni, în raionul lui de Baștină. Și s-a întâmplat? Colegii care sunt și astăzi în scenă alături de mine, cum spunea și domnul prim-ministru, fac tot posibilul ca Republica Moldova să se schimbe. Voi înțelegeți, deși e organizator fundația lui Vlad Plahotniuc Edelweiss, pentru că asta e fundație de caritate și ea nu se implică în politică. Și speakerul parlamentului Adrian Candu spune: colegii care se află pe scenă,
Фактет посібіло. Ну, астанує ще буді кампанії електорали. Бей, дебілань, ви ще кредіт. Ловіць вакшеваску цит, ньіріс. Чи ковоє астанує кампанії електорали. Аставому сінчеро вініт, але традичі й драті, ні спаринєнь. Мон сумєсло влад походнюк, дін мотиві об'єктиві. Практик сострікат, колодці ліла маршрутка, нцелесь дяста. Ну, а путоцивіне. Чи інклюсив ще ні спаринь са сіскімбі. Сидивіне ун ораш мут май богат, мут май фрумос. Și noi să ne facem viața aici, acasă, mai bună. Noi să ne facem viața aici mai bună. Domnule Candu, definiți, vă rog, pronumele noi. Și înseamnă noi? Voi noi sau noi noi? Și ne săcești noi? Pentru că dacă tu, Candu, zici noi pe scenă cu colegii mei, noi să ne facem viața mai bună, înseamnă că tu te referi doar la tine și la colegii tăi. Oleacă, și asta oleacă e contrar la ce ești nou, neurez. Tu neurez nouă viață bună, dar după asta zici că noi, adică voi să aveți viață bună și voi vă doriți. Tare interesant. Mergi mai departe, prieteni, încă o șerășică. Miez de genar, fulguierar, aerul dalb de colinde, sus în tării, în veșnicii, stea de înviere s-aprinde. Stea de înviere. Miez de genar, stai, că eu am scris o variantă de-a mea. Miez de genar, fulguierar, aerul idalb pe colinde, sus în guvern sau în hotel, din cur iese fum, se aprinde. Doamna Monica Babuco a ieșit cu versuri de Sfântul Vasile, mulțumim, dar care e ocazia, amintiți-mi. Ieri se aprinde, dragi nisporeneni, azi aici la dumneavoastră, pentru că mâine, 15 ianuarie, sărbătorim ziua de naștere a poetului nostru nepereche, Mihai Eminescu, și implicit... Nahuia să faci catul ăsta? Și ne stai regii la Prime sau cum se mai cheamă? Deși stai de pe... Deși îți grești de Mihai Eminescu și stai pe un urs, fete. Eminescu și implicit ziua națională a culturii și... Oh my god, băi, genial! Oricineva a făcut o padlă, oricineva din regie deloc nu s-a gândit ce se întâmplă. Greș de Eminescu și arăți un urs cu mâinile în sus. Genial, maladeț! Recunoscătoare și eu, domnule președinte Vlad Plahotniuc, președintele Fundației Delvais. Au, cam de început să aplaude, dar nu a reușit. Ai, Andrian, ia uite. A culturii și sunt recunoscătoare și eu, domnule președinte Vlad Plahotniuc, președintele Fundației Delvais. Ai, nu, el a mutat mănușile, scuzați, nu vreau să speculez aici, nu vreau să manipulez așa ca alții. Dar e cert că și a treilea om de pe scenă e recunoscător președintelui Vlad Plahotniuc. De ce oare? Pentru multiplele sale acte de susținere a culturii, despre care nu vorbește prea des. Da, dar nu știu de ce, e tare ciudat, Vlad Plahotniuc așa de rar vorbește despre multiplele sale acte de caritate. Și nu înțeleg de ce televiziunile lui vorbesc des, dar el vorbește rar. Cum asta se explică? Doamna Babuc, dumneavoastră sunteți parte dintr-un organism de cercetare, poate ați cercetat acest subiect și ați aflat. De ce, domnul Vlad Plahotniuc, atât de rar vorbește despre asta anume? Dar editarea de carte, ajutorul artiștilor plastici, a cinematografiștilor și oamenilor de teatru, inclusiv a activităților dedicate conservării patrimoniului nostru cultural, care de fapt și este sărbătoarea de azi organizată la Nisporeni, îi se datorează. Doamnelor și domnilor! Mulțumesc lui Vlad Plahotniuc că investește în cultură, susține diverse domenii ale culturii și acest eveniment se înscrie în asta. Antonia, 3 Sud-Est, Carlos Dreams, păstrarea tradițiilor, cultură. Aha. Nu, poate eu ceva nu înțeleg. Ok. Reamintesc. O fundație de caritate care de obicei finanțează o casă de bătrâni, o familie de nevoiași, niște copii au nevoie de aparate de auz și un concert de divertisment la Nisporeni. Aceeași organizație de caritate. Ok, bun. Nu. Nu-i nicio neclaritate. Serios, stă de foarte clar. Mai departe. Și reșica numărul 4 este... Vasile Pâtcă, ex-președintele raionului Nisporeni. Ce o să spuneți, dumneavoastră, domnule Pâtcă? Foarte mult, dragi nisporeneni, dragi oaspeți, să știți că mă bucur foarte mult să fiu încă o dată și încă o dată aici la noi acasă. El se bucură încă o dată sau se bucură să fie încă o dată? Nu înțeleg. La Nisporeni, pentru a petrece împreună aceste sărbători minunate aici, în orașul Nisporeni.
Să știți că am răscolit puțin în memorie, să-mi aduc aminte de când eram copil mic să... S-a întrerupt Alex sunetul, e și asta, nu eu? Când am putut petrece și noi așa copilăria în sărbătorile de iarnă și nu am găsit o filă unde să scrie că a fost așa ceva la... Domnul Bâtcă a răscolit prin memorie, a săpat analele, toate analele, s-a uitat și n-a găsit nicăiuri așa o sărbătoare cum s-a întâmplat amu. Dar sărbătoarea asta se întâmplă grație cui? Numai nu spuneți că și Vasile Bâtcă să-i mulțumească, nu vă la pacotiu. La Nisporeni, eu mă bucur că astăzi în susținerea noastră a venit fundația lui Vlad Plahotniuc Edelweiss, care ne-a dat posibilitatea tuturor nesporănienilor și nu numai să sărbătorim aceste sărbători yes, frumoase la yes, noi acasă. Dar deși nu la Comrat, deși nu la Belz, deși la Nisporeni. Nu, dar nu pentru că e Consiliul Raional, e cu PD-ul, nu. Ceva e altceva la nizul acolo, pentru că omul susține cultura, băi. Mulțumim lui Vlad Plahotniuc. Hai mai departe, mai sunt cereșele. Domnilor și domnilor, Ghenadie Verdeș, președintele raionului Nisporeni. Ghenadie Verdeș este și el un democrat? Nu, dar nu e posibil asta. Bună seara, Nisporeni. Bună ziua, democratule. Dragi concetățeni, stimați oaspeți, uite că raionul Nisporeni, orașul Nisporeni, este în haine de sărbătoare, așa cum nu a mai fost odată. Niciodată. Se spune că cum începe anul, așa îl vei continua. Da. Cu dispoziție bună. Cu macaroane pe urechi. Cu gânduri bune și senine. Exact. Îi mulțumesc în acest context domnului președinte al Fundației Edelweiss, lui Vlad Plahotniuc, pentru că a reușit... Băi, nu cum poți continui, serios, gata, deși vreți să vă uitați la acest live, nu trebuie să vă mai uitați la acest live, gata, ai șinșilea om, pe scenă, la rând, îi mulțumesc lui Plahotniuc care nu a putut și din motive obiective. What else? Și poți să mai spui, gata, e că ajungi la un moment în viață când vezi tet, cunoști tet. Ai sădit copacul, ai născut copilul, ai văzut acest live, gata, ți-o ajuns. Mai mult n-ai, nu poți în cap să mai bagi mai mult înțelepciune decât asta. Ca începând de la începutul anului să, ca Nisporeniu să fie la așa o înălțime. La ce înălțime e Nisporeniu? La nivelul mării. Stimați oaspeți, dragi nisporeneni. Și asta e primarul stimați oaspeți, dragi nisporeneni. Dacă Ghenadie până acum trebuia să mergem în Chișinău sau în alte localități pentru a vedea un brad, un Moș Crăciun sau alte parcuri de distracție. Dacă până acum trebuia să mergem, să ieșim din casă ca să închiriem o casetă video, acum deja este Netflix, nu trebuie de făcut asta, da, Ghenadie? Sau ce astăzi vrei să spui? Am reușit să aducem aceste distracții la noi acasă. Cum de? A reușit, cum ați văzut și în ultima săptămână, cum? De la mic la mare, copii, bunei. Acest lucru nu ar fi fost posibil fără suportul fundației lui Vlad Plahotniuc Edelweiss, care a adus magia de sărbătoare, care a adus bucuria și, cel mai important, a demonstrat încă o dată în plus că începuturile bune trebuie începute de la noi de acasă. Iar noi vă asigurăm că vom munci și mai mult ca orașul nostru să fie mai prosper și cu siguranță raionul să fie prin topul raioanelor din țară. Pentru aceasta vă chem să ne solidarizăm, să avem un obiectiv comun și împreună să facem lucruri frumoase la noi acasă. Împreună vom reuși. La mulți ani, dragii mei! La mulți ani, Nisporeni! La mulți ani? La mulți ani, Nisporeni! Aici sunt atâtea paranteze și eu așa m-aș bucura, ca de obicei. Poate sunt psihoterapeuți, poate sunt psihologi, poate sunt oameni care cunosc, cu siguranță sunt mulți oameni care cunosc mult mai mult ca mine, dar poate sunt oameni care cunosc paralele în istorie, de asemenea, nu, eu nu știu sigur dacă asta e schizofrenie, dar cumva patologic asta poate fi introdus într-o categorie. Să faci cea mai mare sărbătoare de iarnă, ever, în raionul tău de Baștină și să nu poți veni la acea sărbătoare, dar să fii înconjurat de oameni, de votați, care îți mulțumesc unul după altul, ția, pentru că tu ai făcut această sărbătoare. Tu, președinte de organizație, de fundație de caritate, care faci concerte de muzică ușoară. Știi că în lege am înțeles că așa e scris, că nu se poate concerte electorale. Și partidul a zis, a, nu se poate concerte electorale? Zaibis, atunci noi să facem pur și simplu concerte.
Nu, voi și vreți să spuneți că aici era gram de politică? Nu, și caritate, tu înțelegi? E ca omul are nevoie de ceva. De exemplu, un copchilaș are nevoie de un scaun cu rotile. Vine fundația de caritate și cumpără acel scaun cu rotile. 10.000 de oameni din Nisporeni, nu contează și venit au, dar au nevoie ca așa un dor să asculte 3 Sud-Est, Antonia, Formația Lume și Carlos Dreams. Și acest dor tot este un motiv de a începe o campanie de caritate, de a aduna bani de la finanțatori, de la donatori și de a face acest spectacol. Frumos! Vreau și eu să mă alătur la aceste vorbe, să-i mulțumesc domnului trompetist Vlad Plahotniuc, care din motive obiective n-a putut veni astăzi la Montreal să fie în acest live alături de mine. Dar, dragii mei, dacă tot vorbeam de Formația Lume, eu vreau pur și simplu să vă arăt și de faina asta arată în momentul în care tu sărbătorești tăci scheama asta, balul de anul nou sau ce mai faci acolo și îi ai pe acești tineri la spectacol. Asta e arta adevărată. Eu pur și simplu... Uitați ce vă poftim pe fiecare să veniți la această minunată sărbătoare. Lume, lume, ia veniți de mă ascultați. Uitați ce oaspeți avem astăzi aici. Lume pentru lume, ia poftiți de urcați în acea... Ok, eu dau crezare lui Victor, era frig, el de asta striga, de asta era așa de pronunțat, nu? Și aici spune... De asta casă să ne intrați, frumos să ne urați. Deci Formația Lume, salut cu publicul, bună seara lume. Destul de egocentric Irina și Sergei. Mâine sus, toată lumea, hai mâine sus. Hai să arătăm cum împreună cu voi mai sărbătorim împreună. Hai să arătăm cum împreună cu voi sărbătorim împreună. Hai Irina, hai să arătăm. Cu voi, eu știu că voi ați dispoziția foarte, foarte bună, dar eu nu vă aud. Lume, unde voi sunteți, lume? Irina, voi sunteți lume, cine tu întrebi și cu voi, Irina? Voi sunteți lume, cum poți să întrebi lumea unde este lumea când voi sunteți lumea? Nepaneatnă! Și primul cântec, cum credeți, care? Astăzi avem o onoare că sărbătorim această minunată sărbătoare, anul nou pe stil vechi. În primul rând, vă dorim sănătate, bucurie și fericire! La mulți ani, lume, lume! Yeah, și... No. Dar suntem Moldovei pentru și voi! Toți! Dar suntem Moldovei! Cu asta ne mândrim! În Moldova ne-am născut! Aici o să trăim! Orice s-ar întâmpla! Mereu eu vor rămâne! Vor rămâne! Alături de cei dragi! Hai de mine! Fericire nu se vinde, nu poți cumpăra! Ai grijă ce îți dorești, asta e viața ta! Fericirea nu poți vinde, nu poți cumpăra, ai grijă ce-ți dorești, asta e viața ta. Cred că Constantin Țuțul a scris versurile. Dar cel mai fain vers de aici, ca să nu-l caut mai departe, e: de ce să înveți o altă limbă în străinătate? Nu, în natură, deși și tu asculti muzica asta și tu comanzi serviciul acestor cântăreți la o asemenea sărbătoare. Înseamnă că tu aderi la mesajul cântecilor lor? Sau există oameni care pe buni vor să asculte live? Ok, poate eu ceva nu înțeleg. Eu sunt sigur, Sergei, apropo, uneori îmi scrie pe Lumina și îmi propune să dau share. Sergei din Formația Lume ne-a propus de câteva ori să dau share la video de la Formația Lume. Și am zis, net, Sergei, это вам не дезавантажирует, только помешает, не ваша аудитория. Dar dacă, e ca voi, de exemplu, ați fi de acord să vedeți asemenea share-uri, eu pur și simplu le-o posta și m-aș bucura ca Sergei să vadă ce cred și ceilalți oameni care poate nu ascultă atât de des Formația Lume sau care poate nu sunt de acord ca acest gen de artă să existe. Dragii mei, mergem mai departe, din raionul Nisporeni, mergem în raionul Orhei, în capitala neoficială a Republicii Moldova, orașul Orhei. Dar deși, pentru că cineva din voi, pe inbox-ul emisiunii Lumina, ne-a trimis un video superb, ne-a trimis un video cu un hip-hop artist, cu un rapper din Orhei, care cântă sau citește rap, cum asta se cheamă? Cântă, asta e cântic, dar rap-ul citește. Un rap dedicat primarului orașului Orhei, Ilan Șor. Unii dintre voi deja ați văzut această creație pe pagina Lumina, dar cred că pentru cei care poate o ocolit cu vederea această genialitate, noi o vom arăta. Dragii mei, noi nu putem să scăpăm asta. Așadar... Aici cerbul la microfon și făcând pațani pe voul muzon. De mic în Orhei am crescut și orașul nostru probleme a avut mereu. Corupție, spălare de bani, comunalele scumpe ca la Milan.
Drumul stricat e bătaie de joc. Vom ajunge până la cot. Mereu aici primarii furau și case frumoase își construiau. Numai cu vorba sunt ei buni și păcălesc ca niște nebuni. Timpul acela deja a trecut, a venit Ilanșor ca un lup. What the fuck, care lup? Poporul pe logotat, orașul l-a ridicat. Fotbal, drumuri ca în Dubai, vine peste tot ca în Chitai. Magazine, concerte și un lac faimos pentru familii cât un adăpost. Terenuri de fotbal, drumuri ca în Dubai, ca în Chitai. Super fain, super fain, super fain. Eu am cătat pe YouTube și am găsit un canal care se cheamă Dima Cerbu, pentru că acestui civac la un moment dat îi se strigă. Cerbu! Eu nu știam că există asemenea artist. Poate el e doar în Orhei, dar poate odată cu acest live o să ajute să afle mai multă lume. Eu, de exemplu, m-aș bucura să ajungă chiar la televiziuni precum Prime, deși Johi Davids și Toli Druga au fost acolo la peridace, la Natalia Cheptine. Dar deși n-ar merge Cerbu cu această creație? Anume, cu această creație. Ar fi super fain. Nu e loc politic, e pur și simplu e artă. Pur și simplu. E Crăciun și sărbătoare. Super. Deci există un om, cântecul durează vreo 2 minute. Mă doare că n-asta se numește cântec. Scuzați, vă rog frumos. Oui, alo? Je pense qu'ils sont partis. Sonia! Sonia! Je pense qu'ils sont partis dehors, mais est-ce que je peux laisser un message? C'est qui ça? Ok, bon, je vais transmettre ça. Merci. Au revoir, bye. Cer scuze, asta e când filmează piridece serioasă acasă. Așadar, hai vă rog să-l ajutăm pe Cerbu să nimerească pe scenă o leacă mai mare decât asta de la Orhei. Și să nu știi chiar așa zgribulit în frigăraie scânte, da? Să-l trimitem undeva într-un studio. Eu tare m-aș bucura ca peste ani de zile Fundația Edelweiss să organizeze un spectacol undeva într-un raion de întâmplător Consiliul Raional e Democrat și scânte Cerbu pe scenă despre alt lider politic. Maladeați, mulțumim, Dima Cerbu. Eu vreau să vă spun ceva, că eu când am postat, mulți oameni scriu: băi, și fel de oameni sunt Orhei, cum oamenii ăștia tolerează așa ceva, dar... Eu continui să cred că nu toți oamenii din Orhei îl cunosc pe Cerbu, apreciază acest gen de artă, dar odată și primarul e așa cum este, e ușor de înțeles, deși în Orhei se întâmplă anumite fenomene, pentru că vrei nu vrei, când ai un lider atât de puternic, când ai un tătucă atât de influent, atât de marcant cum este Ilanșor, începi să devii ca el. Ori eu am o teorie și eu vreau voi astăzi să înțelegeți că în cadrul acestui live, în cadrul acestei transmisiuni, după acest video, voi toți veți rămâne cu o singură concluzie: Ilan Șor este un proiect robotic. Oi, blin, ia că vezi că e adevărat. Un proiect robotic al guvernării. Ilan Șor este un cyborg, android. Om care e om, care e robot. El era om până la furtul miliardului și ceva s-a întâmplat. S-a implantat niște chipuri și el amu e robot. Și eu azi vă arăt câteva demonstrații, câteva apariții de-a lui în public care arată clar cum este ai robot. Și atunci când tu ai în fața ta un robot, vrei, nu vrei, începi tu să te robotizezi, să te mecanizezi, automatizezi toate procesele, să nu încapă în tine dubiu, îndoială sau spui la îndoială acțiunile unui primar. Nu, pur și simplu să ai încredere și să-ți placă acest primar. Hai, vă rog să urmărim următoarele creații. Eu special pentru voi le-am decupat. Sper voi să fiți de acord. E că fii atent. Asta e un speech de lui Ilan Șor, amu la târgul de Crăciun din Orhei. Bună seara! Bună seara, Arhiei, bună seara, oaspeți! Pentru mine este mare plăcere să deschidem împreună acest târg de Crăciun. Ei, în primul rând, uitați-vă puțin la privirea lui. Pentru mine este mare plăcere să deschidem târg de Crăciun. Adică să vede că omul leacă передознит. Ну что, вроде электрошок, а вроде чего передознит у мысли, чего не то. Жека, аскультат, скум в рубеж ум. А чисто ли ты кричун инклюди? Патинуар, патру топогами. Кари есть абсолют гратуит пентровой. Есть мульти сюрпризы. Фикари зива филу концерт фрумос. Синсхиди мы приуна. Ура! Бе, джерел, ом есть так, как ее брошюры. Bun găsit la târg din Orhei. Acest târg include
Пати Нуар, концерт. С одесским концертом прямо. Ура! Шигата, гата, стоит тет, чтобы тут еще не начальством. Dacă asta nu vă convins, hai să mergem la următoarea probă, dragi mei. Nu, eu las loc din îndoială. Poate unii dintre voi zic, Andrei, nu-i de acord cu tine, nici Elan Shore nu-i robot. Hai să mergem mai departe. Eu vreau să vă spun că noi toți... Asta e din noapte de Revelion, speech-ul din noapte de Revelion. Super speech, bine scris, bine gândit, ca la robot. Simt că în Moldova tot... Da. Tot spun că noi vrem să... Noi toți știm că în Moldova noi toți vrem să avem viață ca în Europa. Da? Asta e setup. Asta el construiește un intro la ce urmează el să spună. Și după asta punchline-ul, după asta ne sparge. Pentru că el e un orator din nota 10. Atenție! Dar eu ca primar din Arhiei vreau să vă spun că eu vreau să toată Moldova spune că vrea să viață ca Arhiei. Stai lec. Vă rog frumos, încă o dată. Noi vrem să avem viață ca în Europa. Dar eu, ca primar din Arhiei, vreau să vă spun că eu vreau să toată Moldova spune că vrea să viață ca Arhiei. Exact. Eu ca primar vreau să spun că toată viața noi, ca moldovenii, Wi-Fi ca orhienii, dar patinoarul gratuit. Ura! Și? Și? Ce-și-i poza? Și gata, omul. Dar eu vreau să vă arăt încă un speech. Dacă este nu vă convins, ultimul, sper să vă convingă. Pentru că aici chiar vedem o medvă, vedem o linie roșie care transcede. Atenție! Eu vreau să vă spun că... Aici mai prost se aude, dacă vreți eu să vă repet și scrie jos. Apropo, e că asta el ne-a furat vorbele din gură. Eu vouă vreau să vă spun asta. Eu vreau să spun asta susținătorilor emisiunii Lumina. Tot voi, pentru mine, este o familie. Sincer. Dar Rugie este casa noastră. Dar Facebook este casa noastră. Casa noastră care îți iubim. Casa noastră care îți iubim. Îți iubim casa noastră care. Cu sărbătoare mare. Cu sărbătoare mare. Gata, ceva. Chiar aici tu vrei să termini așa speech? Mulțumesc! Hai împreună! Hai împreună cu mine! Eu poate n-ați vă aud, dar poate scris în comentarii. Orhei, te iubim! Hai vă rog, împreună acum! Orhei! Te iubim! Mulțumim! Mulțumim! Cu sărbătarea! Bă, eu aș vrea să am așa gen de public, așa gen de auditoriu, super fain. Voi n-auziți acolo, e foarte subtil să aude, dar dacă spui căștele, când auzi transmisiunile astea live, auzi câte voci de doamnă care spune să trăiți domnușor, mulțumim domnușor, să aud oameni care strigă asta. Și eu vreau să continui să cred că sunt oameni neplătiți care fac asta, sunt oameni care chiar apreciază asta, doar că eu vreau noi să fim de acord la un lucru, dacă noi continuăm, voi continuați să... Urmăriți emisiunea Lumina. Mulți dintre voi susțin financiar emisiunea Lumina. Dacă eu continui să fac emisiunea Lumina, hai să convenim că există, nu niște opinii, fiecare are drept la opinia lui, dar există niște chestii sigure, stricte, dure, față de care noi ne uităm și zicem, ok, asta e legea. Există legea privind alesul local, știi, care spune clar ce înseamnă alesul local. Există legea care spune ce înseamnă o primărie, ce înseamnă o instituție a statului. Și atunci când vine un civac, și adnim hodam, fute tot ce înseamnă instituția statului, primărie, altul, fute tot ce înseamnă guvernul, parlamentul. Și primul vine și descalifică tot ce înseamnă acte de caritate. Pentru că la Nisporeni a organizat fundația Vlad Plahotniuc. La Orhei banii au venit din Asociația pentru Orhei, unde președinte este domnul Elan Shore, tătuca nostru. Și atunci când tu frești atâtea noțiuni și pe lângă tătea asta, frești noțiunea de Homo sapiens, apoi și mai trist. Eu cred că noi toți trebuie să cunoaștem ce înseamnă Homo sapiens. Noi trebuie să fim recunoscători sutelor de mii de ani de evoluție în care creierul nostru a dezvoltat tot mai tare și mai tare lobul occipital, tot mai tare niște zone care răspund pentru gând, pentru cuget, da? Ca noi să devenim oameni înțelepți, că să putem alege, discerni, grâu, dineghină, minciună de adevăr.
Dar în caz contrar, dacă asta continuă, noi nu ne regăsăm decât într-o situație de pâine și circ, știi, ca în romantică. Am stat și am căutat. Eu nu știam care e originea acestei fraze. Eu, Alex, mai puțin inteligent, poate, decât voi credeți. Dar am descoperit. Pâine și circ, expresia asta, hleb izraelice, mulți dintre noi din Moldova, mulți o cunosc din limba rusă. Expresia este întâlnită în satirile lui Juvenal și se referă la perioada de decadență a Romei Republicane. Roma era republică, după asta a devenit imperiu. Când plebeilor nemulțumiți li se ofereau spectacole de circ, la sfârșitul cărora primeau gratuit alimente. Pâine și circ, hleb izraelice. Această expresie descrie formula cinică prin care împărații romani mențineau masele fericite. Țineți minte, Pavel Filip ne-a vorbit despre fericire și energia pozitivă a lui Vlad Plahotniuc. Cu mâncare abundentă și cu divertisment. E ca așa să mențin masele fericite. Dragii mei, amintind de Dima Cerbu, eu e că n-am reușit să vă cânt, dar nu știu dacă a reușit Alex Bureț. Alex Bureț a promis că se întrebită de data viitoare. Poate Dima Cerbu vede acest live și o să mă iei într-o comandă. Eu vara vin în Moldova, poate să vrem să facem o colaborare. Dima, dacă tu auzi, eu tot am scris niște versuri pentru șor, dacă vrei putem împreună. Să încep așa, dar voi faceți beatbox-ul. Puf, țic, țuc, țic, puf, puf, India, Kitai, Scăreia, Vălitai, Anime, Hentai, Ușorul, Șoricul, Tai, Jasminul, Inceai, Pșmenă, Șalalai, Încodri, Iucantrai, Mojito, Cumpai, E viața ca în Dubai. Asta nu e interesant, strofa, dar după asta refrenul. Miliarde am furat, eu v-am naibit, voi primar, v-ați votat, v-ați proibit. Magazini, concerte, șef, fierverc, eu pe voi vă cred și mai proști din univers. Ura! Șteți aplaudă, iaca. Da, bun, eu sunt de acord, eu n-am chiar atât de talent, mai ales pe scenă nu mă lichez chiar așa de bine ca Dima Cerbu. Eu vă mulțumesc foarte mult pentru atenție și vă recomand insistent. Dacă mai aveți oameni dragi prin Moldova, nu le sunați, nu le spuneți, ei, nu vă uitați la Publica TV, ei, nu vă duceți la concert. Eu sunt de acord să existe oameni care le place Carlos Dreams, da, mai ales că e destul de fain cum omul ăsta e cu fața vopsită și cântă, așa că tu practic nu poți să-l învinuiești că el cântă la concertul lui Plahotniuc. Există oameni care vor să meargă la asemenea concert, super fain, trimiteți-i la asemenea concert, lasă să se distreze. Dar asta e ca și cum, e ca te uiți la public, asta e ca și cum tragi o țigară sau mănânci un burger la McDonald's, tu știi clar că tu bagi în tine rahat. Tu deschizi publica, tu știi clar că pe urechile și pe ochii tăi sunt ceva care e destul de toxic. Dacă tu o să ajungi să faci asta asumat, dacă tu o să înțelegi și faci când pornești publica, când te duci la un concert finanțat de Edelweiss, când te duci la fiervercurile ușor, apășa să fie bine. Pentru că pas cu pas tu o să înțelegi, ok, e cool, bravo civacu, investești în oraș, dar nu asta trebuie să facă un primar. Nu trebuie să spunem mulțumesc la nesfârșit unui primar. Nu trebuie să urlăm din tăți plămânii pentru un prim-ministru. Pentru că ei nu sunt decât angajații noștri. Direct, indirect, tu le plătești prin impozitele pe care le plătești, tu le plătești la salariile. Tu le asiguri că ei să aibă mașinuți, că ei să aibă acolo indemnizații. Înțelegi? Apoi că în momentul și ăla și o leac mai mult lumină decât este. Eu vă mulțumesc mult că v-ați conectat, mulțumesc patronilor emisiunii Lumina, vreau să dau citire câtorva nume de patroni care proaspăt prospișori au apărut săptămâna asta. Dumitru Găină, Veceslav Iurcu, Traian Tomenko, Cristina Sârbu, Vladimir Vadim Ruksinski, dacă nu greșesc, Tania Bordianu, Elena Prijilevski, măi, eu greșesc numele, iertați-mă, vă rog frumos. Nicu Avram, Cristina Vatamaniuc, Constantin Popa, Petru Gonța, Sergiu Puhalski și de Andrei Boleac am pomenit săptămâna trecută. Mulțumesc tare mult că susțineți emisiunea Lumina, un like și un share sunt binevenite. Promit să bag acest video ulterior și pe YouTube-uri ca să-l vadă mai mult lume, să-l porniți la masa de sărbătoare pe 23 februarie împreună cu familia. Deocamdată vă spun un sincer URA! Și cu sărbătoarea! URA! URA! URA!